Este mobilizare fără precedent a poliției la casa interlopului Emi Pian. Forțele de ordine au înconjurat locul și nu mai lasă pe nimeni să intre. Acum la căpătâiul liderului de clan este numai familia, după ce ieri, vă amintiți, s-au perindat sute de oameni. Colegul meu, Andrei Grigore, este acolo și avem o informație de ultim moment că și șeful poliției capitalei, Bogdan Berechet, este acolo pentru a supraveghea mai bine lucrurile. Andrei, bună ziua! Bună ziua, bun găsit, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, mobilizare de forțe impresionante a Poliției Capitalei la casa lui Emi Pian în această zi. Și pentru că vorbeam în zilele trecute de comunicare sau nu din partea poliției, alături de noi este comisar șef de poliție Bogdan Berechet, șeful Poliției Capitalei. Bună ziua! Bună ziua! Cum s-a ajuns la mobilizarea de forțe de astăzi? Ce înseamnă ea efectiv în cifre și de ce astăzi, poate și după imaginile de ieri, cum ați primit tot ceea ce s-a întâmplat aici? Așa cum s-a observat și în seara zilei de ieri, au fost măsuri dispuse cu privire la acest eveniment. Cei drept spre seară, într-adevăr, lucrurile au luat o altă întorsătură și aici vorbim de un eveniment într-un spațiu privat, vorbim de grupuri mici de persoane care au venit către acest eveniment. Au fost aplicate în același timp și aici trebuie să subliniem peste 100 de sancțiuni contravenționale. Urmează și se desfășoară încă activitatea de identificare a tuturor participanților în vederea sancționării pentru nerespectarea măsurilor ce ține de răspândirea COVID. La momentul respectiv, aseară, până la mobilizarea de astăzi dimineață, era o situație greu de controlat? Ați fost nevoit să suplimentați aici, efectiv, aseară, în momentul aglomerării persoane? A fost, practic, ținută sub control pe deplin situația? Categoric a fost ținută sub control. Mă repet să spun că a existat un eveniment într-un spațiu privat. Că au fost anumite scăpări aici, suntem în curs și cineva va răspunde pentru toate aceste lucruri, pentru că nu s-au gestionat grupurile mici de persoane. Bun. De asemenea, câte persoane, câți agenți de poliție, câți jandarmi sunt mobilizați începând de astăzi aici la casa lui Emi Pian? Un număr suficient și dacă este nevoie, numărul va fi mărit și aici vorbim de partenerii și colegii noștri de jandarmi, de poliție locală, încât să putem face față oricărui eveniment de astfel de... Bun, legat despre anchetă, înțelegem și știm că este desfășurată de către parchetul de pe lângă Tribunalul Municipiului București împreună cu Serviciul Omorului. De unde pleacă sau cine este mai responsabil de comunicare în această situație, având în vedere un singur aspect? Cetățenii se întreabă întotdeauna atunci când este vorba despre o crimă, în primul rând, ce se întâmplă, ce s-a întâmplat cu criminalul. Sunt în siguranță ei în continuare? Așa este. Am transmis și prin declarația de presă făcută în cursul zilei de alarteri. Ancheta se află în cercetare la parchetul de pe lângă Tribunalul București. Colegii mei de la Serviciul Omoruri desfășoară și în acest moment activități de cercetare penală pentru probarea întregii activități infracționale, nu numai a uneia, ci a tuturor celor care au participat la acel eveniment, conflict spontan. Legat și de situația clanurilor în capitală, care nu este tocmai recentă, s-au mai întâmplat incidente nefericite în trecut. Am văzut filtre ale poliției care au ieșit la o seară după incidentul din Giulești, în număr foarte mare, și au percheziționat mașini, au găsit anumite obiecte, arme, cuțite, în fine. Oare, se întreabă și cetățenii, ne întrebăm și noi, câte astfel de obiecte ar fi găsite dacă s-ar face mai des astfel de controle, nu doar după ce a fost ucis un lider interlop? Vă asigur că aici a fost doar o parte de mediatizare, însă poliția își face treaba în fiecare zi, în fiecare zi identificăm astfel de arme care sunt interzise de lege, tot timpul desfășurăm activități în folosul comunității.
Încă o întrebare și cu aceasta aș vrea să închei. Știm pe surse, s-a arătat și la Antena 3, faptul că secția 20 de poliție ar fi informat spre finalul anului 2019, SGIV, privind concret activitățile din Giuleș. Fie jocurile respective de zaruri, fie scandaluri, a fost sub supraveghere acea zonă încă de atunci, de la acea informare, sau Poliția Capitalei, din ce ne poate spune, când a fost informată ultima dată de către secția responsabilă despre activitățile respective? Nu deținem doar o informație, deținem mult mai multe informații cu privire nu la o singură locație, ci la mai multe locații care sunt și se desfășoară, în care se desfășoară astfel de jocuri de noroc, până la urmă că nu este cu nimic. Sunt monitorizate, sunt atent supravegheate de către colegii noștri, care de cele mai multe ori nu sunt cei pe care îi vedem în uniformă sau în mașinile inscripționate. Vă mulțumesc, așadar, comisar șef de poliție Bogdan Berechet a fost alături de noi. Rămânem în continuare aici, unde, repet, față de ziua de ieri, avem o desfășurare impresionantă de forțe a Poliției Capitalei. Andrei, mulțumesc foarte mult!